și că e un moment care mă marchează și pe mine într-un fel, pentru că am senzația pe una dintre primele dăți în care vorbesc public într-o organizație de partid a PSD-ului, chiar dacă de-a lungul timpului am fost destul de apropiat de oameni precum domnul Calută, domnul Sabu, domnul Cosma, domnul Săniuță, multe din persoanele pe care le-ați văzut marcând evoluția din 2000 cu aceea acestui partid. I-am auzit pe domnii dinaintea mea vorbindu-vă și chiar dacă e important să jucăm șac și brici și table și să facem campionate și competiții și să ne simțim tineri, totuși vreau să vă spun că e momentul să lăsăm la o parte clișeele și să înțelegeți voi pentru voi că tineret nu înseamnă o continuă distracție. Înseamnă și o grijă pentru ce trebuie să facem noi toți mâine. Înseamnă studenți fără burse și cu probleme, cu universitate pe care... Problema e cu plăci. O universitate pe care încă nu reușim să integrăm complet în ceea ce înseamnă comunitatea ploieșteană, poate și pentru că neinspirat am făcut-o undeva la marginea orașului. În timp ce în celelalte centre universitare, universitatea e chiar în mijlocul orașului. Apoi avem probleme și pentru că sunt multe doamne și domnișoare între noi, avem probleme cu mamele singure, cu copii. Avem probleme cu șomajul și cu formarea profesională neinspirată. Pentru că mulți dintre noi, s-a întâmplat și mie, am ieșit din școală cu un anumit tip de idei, cu un anumit tip de formare profesională, care m-a ajutat mai mult sau mai puțin. Cert e că mulți dintre voi sunteți puși în fața faptului de a vă recalifica la nou loc de muncă. Mă bucur că sunteți mulți aici și că ați fost convinși unii, că alții v-ați lăsat convinși să veniți la o adunare de partid, pentru că nu există nimic mai important decât să vă organizați. Sunteți oameni tineri, e important să vă cunoașteți și e important să vă spuneți problemele și punctul de vedere împreună. De unul singur nu cred că veți reuși niciodată să vă faceți ascultați. E iar important că v-ați strâns și v-ați organizat și sper să rămâneți mereu la fel de mulți, pentru că este nevoie să vă implicați și în partid și și în comunitate. Este momentul să știți că nu mai face nimeni nimic pentru voi. Și nici nu prea se gândesc mulți să facă lucruri pentru voi, indiferent că sunt tineri sau bătrâni. Ne-am dorit toți la un moment dat un primar tânăr, dinamic și activ și ne-am ales un primar prea tânăr, prea puțin dinamic și activ în a face lucruri ciudate, în niciun caz lucruri bune. Pentru asta e importantă atitudine. De-aia trebuie să vă spun că și în partid și în comunitate e important să fiți militanți și să fiți activi, dar e foarte important să nu fiți agresivi. Pentru că și numărul, și tinerețea, și lipsa de comunicare cu noi, uneori sperie. Mi s-a întâmplat și nouă, pot să întâmple în continuare. E o chestiune pe care trebuie să o înțelegem și noi, cei mai tine. Că nu peste noapte ni se pot întâmpla toate lucrurile pe care le dorim.